Deliberativul județean va lua în discuție în ședința de săptămâna viitoare solicitarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de alocare a sumei de 1,5 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de construire a noului sediu administrativ al Seminarului Teologic Liceal, Mitropolitul Dosoftei din Suceava, distrus în totalitate în urma incendiului devastator din data de 8 ianuarie 2015. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care susține că nu sunt motive ca solicitarea Arhiepiscopiei să nu fie aprobată. Gheorghe Flutur a declarat că valoarea devizului pentru lucrările care sunt cuprinse în cererea de finanțare este de 2,83 de milioane de lei și reprezintă restul de executat pentru corpul de cantină din noul sediu administrativ al Seminarului Teologic Liceal Mitropolitul Dosoftei, din care sunt executate circa 30% din lucrări. Membrii Comisiei de Selecție și Evaluare a Cererilor de Finanțare pentru aprobarea sprijinului financiar unităților de cult au analizat documentația privind cererea de finanțare a Arhiepiscopiei pentru continuarea lucrărilor la noul sediu administrativ al Seminarului Teologic, inclusiv vizionarea în teren a obiectivului de finanțat. Lucrările prevăzute în deviz corespund cu realitatea din teren. Cererea de finanțare este completă cu toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, așa că nu sunt motive să nu se aprobe finanțarea.